Înscrierile pentru admitere la facultățile Universității Politehnica Timișoara începând data de 11 iulie. Candidații se pot înscrie atât în format electronic pe platforma universității, cât și fizic în centrele zonale de admitere. Pentru facultățile la care admiterea se face prin concurs de dosare, inclusiv formele de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, înscrierile se fac online în perioada 11-24 iulie, fizic la facultate în perioada 11-24 24 iulie sau fizic în centrele zonale de admitere în perioadele 17-19 iulie și 23-24 iulie. De asemenea, concursul de dosare va avea loc în data de 24 iulie, iar în aceeași zi la ora 20 se vor afișa rezultatele. Totodată, unele mici diferențe în calendarul admiterii apar în cazul facultăților care organizează concurs de admitere cu probe de verificare. Centrele zonale de admitere vor funcționa la Arad, Colegiul Național Moise Nicoară, DEVA, Colegiul Național Decebal, Drobeta Turnu Severin, Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, Oradea, Colegiul Național Emanuel Gojdu, Reșița, Colegiul Național Traian Lalescu și Târgu Jiu la Colegiul Național Spiru Haret.